Din ziua creșterii ratei de incidență a COVID-19, România, inclus Republica Moldova, în zona galbenă de risc epidemiologic ridicat. Astfel, din 19 septembrie, moldovenii, inclusiv cei cu cetățenie română, vor putea intra în țara vecină doar dacă sunt vaccinați împotriva COVID-19, dacă au un test negativ PCR numai vechi de 72 de ore sau dacă au avut COVID-19 în ultimele 6 luni. În caz contrar, persoanele sunt obligate să se autoizoleze pe o perioadă de 14 zile. Cei care dețin doar pașaportul biometric și prezintă testul PCR negativ sunt exceptați de la măsura carantinei dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile. Republica Moldova a înregistrat joi 1289 de cazuri noi de COVID-19, nou record de infectări după câteva luni în care noul coronavirus a bătut în retragere.